Doamnelor și domnilor, captură impresionantă în trafic la Brăila. Fiul unui om de afaceri a fost prins drogat la volan și cu sute de mii de euro, dar și 4 kg de aur în mașină. Mergem chiar acum la Maria Romaniță. Vine cu detalii și informații despre această acțiune a poliției. Te ascultăm, Maria. Bun găsit, vorbim de un tânăr în vârstă de 38 de ani, obezadea, ca să-i spunem așa, care a fost prins în Brăila la volanul mașinii, deși avea permisul suspendat. În plus a ieșit la alcool, avea 0,7 mg la litru în aer, l-a expirat, dar a ieșit pozitiv și la substanțe psihoactive, se pare chiar la cocaină. În plus, în mașină au fost găsiți 400.000 de euro, mai multe kilograme de aur, 7.000 de lei și niște cuțite. Deocamdată, polițiștii din Brăila așteaptă ca să fie confirmat rezultatul analizei legat de droguri și continuă ancheta. Tatăl lui a murit, se pare, în urmă cu puțin timp, că anul trecut a suferit un infarct la o vânătoare.